Până la data de 14 decembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.794.589 de cazuri de infectare cu noul coronavirus COVID-19, dintre care 10.655 sunt ale unor pacienți reinfectați testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.719.084 de pacienți au fost declarați vindecați. Media la nivel național a coeficienților de infectare cumulată la 14 zile este 0,82. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 304.628, urmat de Cluj, Timiș, Ilfov, Iași, Constanța, Brașov și Prahova. Județele în care s-au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București, 251, urmat de Cluj, Brașov, Sibiu și Constanța. La celălalt pol, cele mai puține cazuri au fost înregistrate în Călăraș și Teleorman, 3 cazuri, iar în Vrancea au fost înregistrate 4 cazuri. Până astăzi, 57.847 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 13-14 decembrie 2021 până la ora 10, au fost raportate de către INSP 106 decese, 51 femei și 55 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre cele 106 decese, unul a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, un deces la categoria de vârstă 30-39 de ani, două la categoria de vârstă 40-49 de ani, 15 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 28 la categoria de vârstă 60-69 de ani, 30 la categoria de vârstă 70-79 de ani și 29 decese la categoria de vârstă peste 80 de ani. Au fost raportate 17 decese anterioare intervalului de referință. Din totalul de 106 pacienți decedați, 95 erau nevaccinați și 11 vaccinați. În ultimile 24 de ore au fost înregistrate 946 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dintre care 13 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Distinct de cazurile nou confirmate, în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 253 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 3.848. Dintre acestea, 665 sunt internate la ATI. Dintre aceștia, 59 au certificat care atestă vaccinarea. Din totalul pacienților internați, 78 sunt minori, 74 fiind internați în secții și 4 la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 10.875.728 de teste real-time PCR și 5.607.632 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 14.078 de teste real-time PCR și 33.616 teste rapide antigenice. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimile 24 de ore este de 1,98%. Pe teritoriul României, 19.433 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 4.152 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 64.811 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 29 de persoane. În intervalul 2-9 decembrie 2021 au fost raportate 49.070.934 de cazuri în Uniunea Europeană și în spațiul economic european. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.